Ce așteptări ai de la partida asta? Păi nu știu ce așteptări. Foarte greu pentru un selecționer să gestioneze, de fapt pentru toată lumea, ținând cont de situația cu această pandemie, este foarte greu de gestionat. Este foarte greu de lucrat cu jucători, este o perioadă foarte scurtă. Din păcate, avem din ce în ce mai puțini jucători care joacă în străinătate și o fac meci de meci la echipe bune. Cred că îi numărăm pe... Dar Irlanda cum o vezi față de România? Dacă mă întreb pe mine ca suporter a echipei naționale, eu zic, doamne, trebuie să batem Irlanda, doamne, că suntem în România. Păi da, cred că ne raportăm și tot timpul ne-am raportat la cele mai bune rezultate ale echipei naționale. Și cred că este o greșeală. Nu avem jucătorii care să facă diferența și să spunem că suntem, nu știu, Austria, de exemplu. Da. Da, jucăm contra Irlandei, avem un plus, știm din ce campionate vin jucătorii noștri, știm care le este calitatea tehnică, îi batem sigur. Nu, cred că suntem undeva acolo. Normal că avem un plus, pentru că suntem jucătorii mai tehnici, jucători care putem până la urmă să înclinăm balanța printr-o execuție, dar... Știi cum e? Fotbal. Da. Rădoi și Mutu, antrenori, te-ai fi așteptat vreodată la ei doi să fie selecționerii echipelor naționale? Mă întrebai acum 10 ani, da, când încă mai erau fotbaliști activi? Nu, dar văzându-i cum sunt ca și oameni, ca și caractere și discutând cu ei vis-a-vis de ceea ce își doresc după ce termină socotelele cu fotbalul, da. Pentru că sunt doi tipi diferiți, zic eu, dar cu o mare foame de performanță și de fotbal. Trebuie să ai o pasiune ieșită din comun ca să te apuci să iei pe această cale a antrenoratului. Pentru că, ți-am mai spus, ca și cu președintele și cu antrenorul, nu înseamnă, nu sunt decât orele alea două când ești practic pe teren cu jucătorii, ci foarte, foarte multe ore de studiu. Ok. Tătărușanu, Chiricheș, Maxim, cei mai experimentați fotbaliști din lotul selecționat de Rădoi. Din punctul tău de vedere, care este actualul lider al echipei naționale? Din punctul meu de vedere, echipa națională ar trebui să aibă un lider. Da, și pe vremea ta erau cumva liderii Chivu și Mutu, nu? Da, Gică Popescu și Gică Hagi, au fost mereu așa. Da, era Petrescu, mai era un Dumitrescu. Nu, cred că o echipă, cu atât mai mult o echipă națională, cred că nu trebuie să aibă un singur lider. Nu există așa ceva. Sunt jucători care provin poate din generații diferite. Unul tânăr, pe cum este Ianis Hagi, de exemplu, este, poate fi și este, cred, un lider al echipei naționale. Pușcaș, de exemplu, poate fi un lider al echipei naționale, pe lângă cei consacrați, pe lângă Chiricheș, pe lângă Tătărușanu. Important e ca atât cei tineri cât și cei cu experiență trebuie să îi strângă pe ceilalți lângă să formeze un grup. Până la urmă asta contează foarte mult. Cu atât mai mult la o echipă națională unde timpul de efectiv de lucru este unul foarte, foarte scurt. Ok. Mirel Rădoi, cum am spus, debutează. Culmea și antrenorul celor de la Irlanda, este fostul antrenor al echipei de tineret a Irlandei, s-a și întâlnit cu Mirel, l-a bătut 3-0 și a mai făcut un egal 0-0. Contează și statistica asta în meciurile directe? Adică tu ca antrenor te gândești, bă, ăsta m-a bătut, am un stres în plus? Păi da, a fost o întâlnire a echipelor mici. Da. Cum lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Noi sperăm să vedem o victorie a echipei noastre naționale. Da. Nu cred că stau să se gândească la statistică, mai ales de rezultatele meciurilor directe. Hai să zicem, dacă ar fi fost la echipe de club, am mai fi înțeles, dar e vorba despre echipe naționale, nu cred. Nu avem fundaș de bandă de meserie. Asta mi se pare cumva, poate fi un semnal că Rădoi vrea să încerce un sistem diferit față de cel cu patru fundași, pentru că Sergiu Hanca este mijlocaș dreapta la Cracovia, a jucat acum mulți ani fundaș dreapta, ar mai fi variantă Burcă de la CFR, dar și el a jucat puțin la CFR ca fundaș dreapta. De partea cealaltă, Bancu, știm foarte bine, nu-i funda stânga. Ce părere? Da. Atât Hanca cât și Bancu pot face bani într-un sistem nou.
Tot am cu 3 pe fund, nu? 3 pe fund, 3 fundași. 3-5-2 probabil. Central și cu 2 jucători care pot face atât faza defensivă cât și faza ofensivă și au și o capacitate foarte bună de efort. Picior drept bun, picior stâng, bancul, ați văzut, nu este nici mijlocaș, nici fundaș, toată lumea l-a catalogat fiind acolo între mine. Acolo între mi-ar plăcea să am fundaș stânga de genul lui Bancu, care să urce foarte mult și să centreze. A, deci zici că e un avantaj pentru echipa națională Bancu. Eu zic că, mai ales, da, mai ales în sistemul nou pe care o să-l vedem împotriva Irlandei. Ai informații ceva? Sau după selecție te referi? Hai că ai dat din casă ceva, ai tu niște informații. Vedem la ora meciului. Da, da. Bun. Am uitat să te întreb, mă întorc un pic la Rapid înainte să încheiem. Se vorbește despre centrul de copii și junior de la Rapid, că ar veni Gabi Răduță de la Dinamo. Tu-l cunoști pe Gabi Răduță, presupun. Da. Ar putea schimba ceva la Rapid? Gabi este un profesionist de săvârșit. Acum și a tot ce se putea cu Dinamo. Da, l-am avut la Rapid. Asta e că a fost și el la Rapid când? În 2003, 2005, 2006, parcă așa, atunci, nu? Atunci, în acea perioadă cu Răzvan. Da. Este un tip care se implică foarte mult și un tip care are rezultate pe unde s-a duce. Ar fi un mare plus pentru Rapid. Zici că ar fi un plus. Că încă Rapid nu s-a anunțat oficial. Nu. Dar nu știu de ce se mai tergiversează puțin discuțiile, știu că de acum 10 zile, o săptămână, trebuiau să semneze. Să bată pe da, dar după aia a apărut informația asta, mi-a zis și mie cineva, de Ovidiu Burcă, care ar putea veni la copii și junior ca conducător să ia poziția asta, poate de aia mână, nu știu. Deci spui că ar fi un plus oricum. Mare plus. M-a amuzat că el la Dinamo a câștigat foarte multe trofee cu grupele de junior, deși nu avea ca și la Rapid, aceeași problemă, nu avea unde să se pregătească și așa mai departe. Și la un moment dat, patronul Negoiță a spus că să mă mai lase cu cupele de plastic, că n-am ce să fac cu ele. Pe de altă parte, Răduțe a răspuns că, domne, asta e mentalitatea, trebuie să înveți copilul să câștige toate cupele care sunt puse în joc. Crezi că e o mentalitate potrivită asta? Depinde cum vedem lucrurile. Așa. Acum, tu cum le vezi? Sunt, iarăși vorbim despre lucruri care trebuie foarte bine structurate. Da. În la urmă, când vorbim despre, una e să vorbim despre copii, da, una e să vorbim despre adolescenți și una e despre deja juniori mari. Da. Acolo, da, deja trebuie, când a terminat perioada copilăriei și a făcut pasul către tineret deja, acolo, da, trebuie să pună puțină presiune pentru că îl faci să vină mai aproape de standardele echipei mari, până la urmă, de seniori. Nu? Când e vorba de copii, e foarte bine să ai mentalitatea aceasta de învingător, dar până la urmă la ei este o joacă și trebuie tratată ca o joacă. Trebuie să aibă plăcerea, deci, să vină la fotbal. Da. Pe tine punea, de exemplu, nu schiri la presiune când erai junior, că știu că tot timpul povestește că ai venit cu ghetele în spate, te-a luat pe stradă cu ghetele în spate. Da, eu nu schiri la, am avut la tineretul Rapid. Da. Punea presiunea antrenorul care l-am avut la junior și am avut antrenori buni. Anteo Codreanu, Dumnezeu să-l ierte, Neapoi Uniță, Ionuț Andrița, care mi-a fost antrenorul de la grupă și care a dat și grupă bună și cu Bratone și cu... Nu, Bratu a fost... Bratu. E 80 născut, a fost cu 2 ani mai mare. Mai mare. Cu Dănălache, cu Cristi Dănălache, făceam cuplu în atacul Rapidului. Cu Ene Gigel a fost și el la echipa mare a Rapidului, a fost pe la Gloria Bistrița. Am avut vreo 4-5 jucători de primă ligă, am avut o grupă foarte bună.